Precum o picătură de apă creează cercuri tot mai mari în apa în care cade, tot așa ideile oamenilor circulă de la o cultură la alta și se îmbogățesc cu noi semnificații. În literatură, aceeași temă este abordată de scriitori diferiți în epoci diferite, prin asemănări și deosebiri, creându-se tipare sau modele culturale. Îți propun să urmărim împreună tema familiei prin relația dintre mamă și copii în trei texte diferite, aparținând unor scriitori din cultura germană și română din secolul al XIX-lea și al XX-lea. Am ales scriitorii frații Grimm, Ion Creangă și Octav Pancuiaș pentru a observa modul în care tema familiei este ilustrată prin valorificarea unui model cultural din folclorul european referitor la relația mamă și copii, reprezentată prin animale, capra și ieziei. Frații Grimm, Jacob Grimm și Wilhelm Grimm sunt doi culegători de basme din Germania și sunt celebri prin colecția publicată în două volume în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Primul volum a apărut în anul 1812, iar al doilea volum în anul 1814. Deși erau foarte diferiți ca fire, cei doi frați au fost alături toată viața. Jacob era sever și distant, iar Wilhelm era prietenos. Iubirea și colaborarea culturală dintre cei doi frați continuă să impresioneze până în zilele noastre. Basme precum Cenușăreasa, Scufița Roșie, Albă ca Zăpada, Pomul cu merele de aur, Frumoasa adormită, sunt traduse în multe limbi și farmecă încă și pe copiii de astăzi. Să citim un fragment din basmul Lupul și cei șapte iezi de frații Grimm pentru a observa cum este ilustrată imaginea familiei în acest text. Lupul și cei șapte iezi. A fost odată o capră bătrână și capra asta avea șapte iezi pe care îi iubea așa cum numai o mamă își iubește copiii. Într-o zi, trebuind să plece în pădure ca să le aducă de-a legurii, capra strânse în jurul ei pe cei șapte iezi și le grăi astfel. Dragii mei copilași, eu trebuie să plec în pădure. În lipsa mea, căutați să fiți cuminți și, mai cu seamă, feriți-vă de lup. Că de-ar izbuti să intre pacostea asta de fiară în casă, pe toți v-ar înghiți și n-ar mai rămâne nici măcar un oscior din voi. Diavolul ăsta de lup știe să se arate adesea sub chipul unei alte vietăți, dar pe voi n-o să vă înșele, sunt sigură, fiindcă o să-l puteți dibăci de îndată după glasul cel dogit și gros și după labele cele negre. Iezii luară aminte la cele spuse de capră și răspunseră: poți pleca fără grijă, măicuță dragă, cum știi noi să ne păzim de lup. Moment de text, tiparul cultural al familiei reliefiază iubirea și responsabilitatea mamei față de copii. Deși personajele sunt animale, iar textul este un basm, este evidențiată viziunea specifică epocii și culturii germane cu privire la iubirea față de copii prin secvența. Capra asta avea șapte iezi, pe care îi iubea așa cum numai o mamă își iubește copiii. Capra mamă și iezii copii întruchipează așadar relația mamă-copii, iar lupul reprezintă posibilul pericol. Experiența de adult a mamei este redată sub forma sfaturilor și a indiciilor de identificare a pericolului, lupul și viclenia acestuia. Este evidențiată naivitatea copiilor care cred că se vor ști păzi.
Din păcate, 6 dintre ei vor fi înghițiți de lup, dar mama capră găsește mijlocul de a-și salva iezii, iar lupul va pieri înnecat din cauza pietrelor pe care le va pune capra în burta lui. Copiii, deși sunt ascultători, totuși nu au suficient discernământ, iar mama este grijulie și inteligentă, capabilă să-și salveze copiii. Ion Creangă este un scriitor român din secolul al XIX-lea, cunoscut prin poveștile scrise pentru copii, mai ales că scriitorul a fost și învățător. Cu siguranță ai ascultat sau ai citit povești scrise de Ion Creangă, precum Fata Babei și Fata Moșneagului, Soacra cu trei nurori, Povestea unui om leneș, Punguța cu doi bani, Povestea lui Harap Alb. Capra cu trei iezi, scrisă de Ion Creangă și publicată în anul 1875, valorifică modelul cultural al relației mamă-copii prezentat în basmul Lupul și cei 7 iezi, cules de frații Grimm. Să citim un fragment din textul Capra cu trei iezi și să observăm asemănările și deosebirile față de basmul fraților Grimm. Capra cu trei iezi. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt 5 degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra cheamă iezii de pe afară și le zice: Dragii mei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării, dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când voi veni eu, am să vă dau de știre ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa: Trei iezi, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieș în călcâieș, smoc de flori pe subsuori. Auzitați ce-am spus eu? Da, mămucă, zise răiezii. Pot să am nădejde în voi? Să n-ai nicio grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, vorbit rămâne. Dacă e așa, apoi veniți să vă sărute mama, Dumnezeu să vă apere de cele rele și mai rămâneți cu bine. Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic cu lacrimi în ochi, și Dumnezeu să-ți ajute ca să te întoarne cu bine și să ne aduci de mâncare. În acest fragment de text extras din povestea Capra cu trei iezi, tiparul cultural al familiei reliefiază, de asemenea, iubirea și responsabilitatea mamei față de copii și grija pentru a-i feri de pericolul lupului. Spre deosebire de povestea fraților Grimm, titlul poveștii nu mai cuprinde cuvântul lupul, astfel accentul nu mai cade pe pericolul asupra iezilor. În comparație cu cei 7 iezi care erau toți ascultători, autorul Ion Creangă evidențiază diferența dintre copii folosind proverbul: Sunt 5 degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. În plus, indiciile oferite de capră pentru recunoașterea lupului sunt sub forma unui cântecel în care sunt enumerate tipurile de hrană pe care le va aduce capra mamă. Așadar, în textul lui Ion Creangă, atitudinea iezilor copii este diferențiată față de cea din basmul fraților Grimm. Cei doi mai mari fiind obraznici și încrezuți, iar cel mic este cu minte și afectuos față de mama lui. Mai mult, capra mamă nu este numai grijulie și inteligentă, ci va dovedi, așa cum știi din textul integral al poveștii, și puterea de a-l pedepsi pe lup, inventând o capcană, deoarece iezii nu au mai putut fi salvați.
Octav Pancuiaș este un scriitor român din secolul al XX-lea care a scris literatură pentru copii. Este cunoscut prin volumele de schițe și povestiri umoristice precum Are tata doi băieți, Schițe în pantaloni scurți, Făt frumos când era mic, Scrisori pe adresa băieților mei. Textul Iedul cu trei capre, scris de Octav Pancuiaș, preia și modifică modelul cultural al relației mamă-copii, din basmul Lupul și cei șapte iezi de frații Grimm și din Capra cu trei iezi de Ion Creangă, adaptând și unele idei din schița Domnul Goie de Ion Luca Caragiale. Să citim un fragment din textul Iedul și trei capre și să observăm asemănările și deosebirile față de modelele anterioare. Iedul cu trei capre. Ci că nu departe de casa caprei cu trei iezi își avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca toți iezii, nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum s-ar spune, nici prea prea, nici foarte foarte. Numai că în loc de o capră avea trei, o capră mamă, o capră mătușă și o capră bunică. Grozav de bine o mai ducea iedul. Ce să vă spun, copii, pe mine de m-ar lăsa să stau măcar o zi în casa aceea, nu mi-ar mai trebui nimic. Măiculiță, ce mai trai? Dimineața nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că și începea să poruncească. Capră, mamă! Spune, fiul meu iubit, îmbracă-mă, nu pot singur. Capra mamă nu aștepta să-i se spună de două ori. Se apleca să-i caute încălțările sub pat, se urca pe dulap să-i caute nădragii și se băga după sobă să-i caute cămașa. De, iedul nu obișnuia, ca voi, să folosească spătarul scaunului ori cuierul. Își arunca hainele unde nimerea. Capra mamă îi aduna hainele și se necăja să-l îmbrace. Îi lega și returile, îi trăgea pantalonii și cămașa și îi aranja și cureaua. Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea. Mătușă capră, spune nepoțelul meu drag, ospătează-mă, nu pot singur. Mătușa capră se repezea la bucătărie, turna lapte dulce și așeza într-o farfurie mămăliguța caldă, apoi punea totul pe o tavă și le ducea fuguța la patul iedului. Și rupea mătușa capră din mămăliguță și îndesa în gura iedului. Și ține-i, mătușă capră, cana la gură să soarbă iedul laptele. Și uite așa, până îi sprăvea iedul toată mămăliga și tot laptele, ba, îi mai aducea mătușa capră și câte o plăcintă, că era mare meșteră la copt, iar iedul mare meșter la înghițit. Zburda iedul toată ziulica pe afară, iar seara când se întorcea acasă, se întindea pe pat și poruncea. Capră bunică! Spune nepoțelul meu scump. Adoarme-mă, nu pot singur. Cât ai clipi, bunica capră venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să-l legene. În textul Iedul cu trei capre de Octav Pancuiaș, relația o mamă mai mulți copii devine relația un copil și mai multe mame. Tiparul cultural al familiei ilustrat în acest text reliefiază cu ironie modul în care iubirea și responsabilitatea mamei față de copil se transformă în răsfăț, pentru creșterea unui copil fiind necesare mai multe mame care să-i satisfacă unele cerințe pentru îndeplinirea cărora iedul copil poate acționa și singur. Prin grijă exagerată față de copil, în lipsa oricărui pericol, cele trei mame își dovedesc incapacitatea de a-l educa. Dezaprobarea și ironia autorului față de acest model de educație este ilustrată prin secvența atribuită naratorului.
Așadar, în cele trei texte observăm cum modelul familiei, prin ilustrarea relației mamă-copii, se modifică și se transformă precum o picătură de apă care produce cercuri concentrice. De la o perspectivă bazată pe existența unui pericol extern și a salvării prin inteligența mamei, la una care are în centru ideea de pericol extern și sacrificiu al copiilor, dar și pedepsirea vinovatului, până la transformarea pericolului în lipsa educației adecvate a copiilor. Este semnificativ și numărul copiilor iezi prezenți în titlurile textelor, 7, 3 și 1, precum și faptul că triplarea numărului de mame nu este o condiție necesară pentru reușita educației. Acum, la final, te las să urmărești câteva repere pe care le poți avea în vedere în redactarea unui text privind tema familiei, ilustrată prin trei modele culturale ale relației mamă-copii.